Salutare dragilor, eu sunt Alina, iar voi sunteți pe canalul Bucătăria Alinei. No, să vedeți cine a venit la noi. Sergiu vrea să ne gătească ceva bun. Pe Sergiu îl găsiți pe canalul lui de YouTube Sergiu Cioban, aveți linkul mai jos în descriere. Nu plecați, rămâneți până la final să vedem ce ne pregătește Sergiu. Haideți să vedem! Eu, ce bine, știți unde a fost astăzi? Alea a fost în Munții Apuseni. Se cumpără o casă veche, că am prieteni care vor să mai scape de Cluj și am fost cu ei să-i ajutăm. No, și acum vin și atât de foame și vreau să fac ceva plăcinte, cum fac eu, cum făceam din cuplărie. Hai să vă dăt plăcinte la Sergiu, la Casa Pădureană. Chiar așa să mă căutați pe YouTube, să vedeți Casa Pădureană. No, uite, ce facem aici? Spargem trei ouă, nu vă zic ce par din ele, vedeți voi pe parcurs. Hai că dau mai tare să spargem. Bang, ați auzit? Deci trei ouă, așa românește sparte. De obicei, îmi iau cam 2 minute să fac toată mâncarea asta. Puteți să cronometrați, da? 1, 2, câte secunde? 15 secunde. Așa. 3 ouă. Asta e pentru câți? Pentru 4 oameni, să zicem, da? Punem niște zahăr. Cu zahăr mai rapid se amestecă ouăle. Bun. Ne trebuie un pic de sare. Uitați-vă un pic de vârf de sare. Asta văd cum după aia asta. Uite, am găsit sare. E, super bine. Nu sunt la mine bucătărie, cât bucătăria Alinei. Știți după canal, nu? Deja vă uitați. Așa, Alina o să apară și în cadrul, dacă nu o las, pe dacă vine, face prea perfect și vreau să fie românește. Uite, un pic de... De ce tip carbonat, așa, ar pune peste făină numai. Bun, am pus așa, ne mai trebuie un pic de ulei. Bucătăria, ne punem niște ulei, da. Pentru că dacă pui acum ulei, la început nu mai trebuie să pui după antigare și nu mai faci fum. Nu știați? Uite, deja au trecut 15 secunde, pune rapid făina, deci într-un minut trebuie să fie, în 2 minute e gata mâncarea. Ia să vedem, dar mă gândesc ce să mai pun, știi? Ce ciudat e să fii filmat cu telefonul. Uite, hai să vezi un pic, te rog, să primezi un pic de aproape. Uite, acum, ca să nu se facă alea gogoloțe, gomboloțe, amestec acum la început repede, știi? Așa. Și când vezi că un pic se strânge, bagi un pic de lapte. Și acum băgăm și bicarbonatul. Bicarbonat de sodiu, nu de amoniu. Nici praf de copt. Și deja aluatul este gata, da? 2 minute, ai vis. Perfect. Bun, un pic de făină. Cât suntem aici? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tu vrei? Deci 11 oameni. Ok, hai că toți 11 au primit. Ah, am uitat de domnul. 12. Nu mă râd de lumea acolo în spate. Și am amestecat destul. Să vedem, un pic cam gros. Ca să-ți dați seama, dar vine consistența, trebuie să curgă așa un pic mai ca o miere albine. Acum nu e prea gros. Pun un pic de lapte. Totul e făcut după ochi și după gust. Și asta o să le facem cu cașcaval. Atunci o să fie așa un fel de dulce... Nu chiar afișor, o să vezi ce bine e asta. Am luat, e făcut și am prindem focul la frică. Mi-e place să fac așa mâna, să văd un pic cum se simte temperatura. Deja simt ce gust bun o să aibă. Deci o să facem clătite cu cașcaval. Bine că dacă vrei poți să pui și Nutella la final, dar primele 2-3 le facem cu cașcaval ca să fie prima dată mâncarea, după aceea desertul, știi? Și când tigaia e bine încinsă, da, când vezi că untul alunecă și zboară și te duce undeva el, pui așa o stradă, nu pun polonic întreg. Să vedem cum e consistența. Bun, e bun, e bun. Hai să vedem. Voi ați mâncat o dată plăcinte cu cașcaval, da? Nu pot să mă filmez pe mine. Ce se vadă aici frumos tigaia. Hai că punem prima, e ok? Punem? Uite, de la are bule aici, deci bine, înseamnă că bicarbonatul își face treaba. Bun, asta e prima, da, așa cum o rumă, rapid și o întindem, frumos. Gel, o să mănânci tu prima, ești tu, domnul? Dacă nu, mănânc eu prima. Mănânc, tot. Să vedem un pic. Mi-o lăsați mie prima, să facem ta testarea. De ziua mea! La mulți ani, Sergiu, la mulți ani! Mulțumesc, la lăsa! Mâine fac 26 de ani, ce la fain! La mulți ani, Sergiu! Mulțumesc! Hai să vedem cum arată înăuntru, vreți să vedeți? Vă curioși? Să vedem, se întinde cașcavalul. Eu cred că se întinde, adică să vedem, se întinde cașcavalul. Uite, așa, așa, se și întinde și când taie, hai să vedem. Ce bine arată! Da, e bună, dar nu vă dau în prima, bine, e prea bună. Mă, vă arăt ce bine arată. Cu ce faci în tine? Îi dăm aici la cameraman. Așa, și dacă pot fac mâna, da. Wow. Uite, asta e și mâna mea. Am aflat secretul, trebuie să fie pe 7 dacă aveți plită cu inducție. Da, uite, a doua dată e mult mai bine. Ca ales frumos, dea bine pe imagine. Și ce puteți să punem? Un pic de sare, ca să fie mai mare diferența aia dintre interiorul aluatului și cașcavalul, știi? Face să fie așa ca un fel de desert, fără glumă. Să vedem cum arată pe dos, mai lăsăm un pic. Doar ce bine merge tigaia asta.
Asta e culoarea faină, vezi? Asta o lăsăm goală, da? Bine, domnul cameraman, ca să-ți face ficțiunea cu, cu gem de... Ia să vedem. Cu gem de ce? A, cu cașcaval facem? Cu gem de cașcaval, bine, gem de cașcaval să fie. Deci cașcavalul, vă recomand cașcaval pentru că, de exemplu, cu urdă nu se întinde urda și nici cu caș prea uscat, numai dacă e caș proaspăt de oaie, atunci se întinde fain. Deci cașcavalul, un pic de sare. Cum e? Așa e, cu un pic de sare are gustul mai bun. Wow. Așa e? Și cancii. Capacul n-am zicut acolo, dar nu sunt de distracție. Da, un pic de sare. Ai ce culoare faină are asta. Wow. Asta e faină. Man, zici că e pictură aici. Cașcavalul. Bun, și acum facem una cu gem. După aia nu mai sunt multe, vreau să și mănânc. Nu mă mai arăt nimic la asta, secret. Dar tot timpul gemul puneți pe partea asta mai alta, pe prima parte, ca să nu atrag, ca să nu intre în aluat de la tot gemul ăla. Nu puneți foarte mult gem, că secretul este să simțiți și gustul aluatului. Că de-aia am pus ouă, am pus un pic de sare, am pus un pic de zahăr, mai mult zahăr. Am mai pun un pic, că e prea bun gemul ăsta. Bun. După faceți așa ni cerculețe. Împăturăm aici, bine să nu fie frig. Și un cuțit de la domnul John. Mulțumim, domnul John. Ia să vedem cum e înăuntru. Bijuterie, așa-i?